Primăria orașului Constanța a amenajat la începutul săptămânii o nouă parcare situată pe strada Plantelor, în dreptul blocului IS4. După ce muncitorii au finalizat procesul de asfaltare și au trasat marcajele care vor delimita noile locuri de parcare, suprafața a fost numerotată corespunzător. Garajele care erau construite pe aici printre blocuri au dispărut, iar în locul lor a apărut o parcare nouă cu 45 de locuri. Spațiul a fost asfaltat, locurile au fost marcate corespunzător, așa că locuitorii de aici din zonă au acum condiții civilizate pentru a-și putea parca mașinile. Erau niște bălării, pur și simplu, le spune pe nume, și niște garaje. Câteva garaje, 7 garaje aici prin zonă. Ne-am conformat deciziilor primăriei și acum suntem foarte mulțumiți de ce s-a întâmplat. Suntem foarte mulțumiți, chiar era necesară această parcare. Aici erau numai bălării, n-aveai unde să parchezi, n-aveai... Și chiar acum este foarte bine. Au fost construite parcări în mai multe zone din oraș, în cartierele Inel 1, Inel 2, kilometru 5, Tomis 2, Tomis Nord, Faleză Nord și Poarta 6. O parcare nouă a fost amenajată și aici, pe strada Cutezătorilor, unde au apărut 64 de spații pentru mașini. Alte parcări au fost amenajate de la zero, pe strada Cerbului, pe strada Pandurului, pe strada Unirii, pe strada Prieteniei. În total, în ultima perioadă, au apărut peste 1500 de locuri noi de parcare. Lucrările vor continua și în săptămânile următoare. Reprezentanții primăriei fac apel din nou către locuitorii orașului să nu-și parcheze mașinile în zonele în care se lucrează, pentru a nu îngreuna intervenția utilajelor.